Deci, salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit sau regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. Înainte să începem acest videoclip, dacă doriți, dacă vreți, abonați-vă la canalul Naomi și Animalele. După cum vedeți, aici am mutat cei 3 pui de rățușcă și cei 12 de găină. Uitați aici rățuștele, care sunt foarte blânde. Unul dintre ei are o problemă, mai exact acela la ochiul acela este mai mic puțin, dar celălalt este normal. Dar el n-are nicio treabă, mănâncă, bea, tot sănătoși. Cloșca am dat-o afară de la ei pentru că se pot pune și rațele, pentru că cloșca îi bătea pe bobocii de rață. Și i-am adus aici. Și o veste rea. Cloșca cea care îmi spus ieri că nu mănâncă, am dat-o jos de pe ouă pentru că mi-a fost frică că moare, pentru că era așa moale. Deși ieri, după ce am terminat vlogul, chiar a mâncat și a băut destul de bine, dar nu mai stătea pe ouă și mi-a fost frică să nu le răcească și le-am pus în incubator. Așa, o veste proastă. Încă o veste proastă este că omul acela cu puii de gâscă nu mai răspunde la telefon. Dar o să merg mai pe seară la cineva de aici, de la mine, din sat, care are pui de gâscă. Totuși, din atâția oameni care am vorbit cu pui de gâscă, ba n-au răspuns la telefon, ba așa, dar aici totuși este la mine în sat și o să încerc. După cum îi vedeți, sănătoși, 8 sunt de ouă verzi, 4 de găi normale. Uitați, puiul acesta s-a urcat pe piciorul meu acum până la genunchi. Acesta are probleme, uitați cum are ciocul, este din aceea mari și n-are și celălalt ochi. Dar mănâncă și el așa cum poate, săracul. Tocmai ce am dat jos cloșca aceasta de pe ouă. Ouăle sunt foarte calde sub ea. Uitați aici rățușca aceasta ce curioasă este. Au acolo apă, mâncare. Aici o să le fie mai bine. Am eliberat cușca aceea pentru că dacă o să-mi cumpăr boboși de gâscă. Nu mâncați, băi, toate paiele, că o să vă aduc iarbă. Pui pe aici, pe jos. Mai exact în găleata aceasta i-am adus de acolo. Da. Sper să mă auziți că bate vântul puțin. Nu cred că v-am spus în ultimele două vloguri, dar am rămas doar cu o bibilică și un bibiloi. Pentru că una s-a dus în grădină la vecinul meu. Hai, afară! Una, o bibilică s-a dus în grădină la vecinul meu și a intrat acolo în câțiva spini și n-am mai putut să o scot și a rămas acolo peste noapte și vulpea probabil sau ceva a înhățat-o. După cum vedeți aici iepurașii, am curățit acolo sub vițel, am mutat în partea asta, toți sunt bine, iepurașii le-am dat iarbă, trebuie să le mai aduc și apă, să dau și găina aceasta jos de pe ouă. Bibilica, bibiloiul este în stradă, nu l-am putut să-l aduc nicicum, dar o să-l aduc eu. Haideți să mergem, până la puii de pisică sau... Haideți că mergem. Ursul care este foarte mare și jucăuș, ursule. Stai, ursul, nu-i voie. Mai târziu o să fac un video și cu cățelul acela de poțoci, șobolan poțoci, cum vreți să le spuneți. Sunt toți aici, da. Și pisica este aici, care este agresivă. Așa e pisi. Este un vânt năpraznic. Poate cad. Da. Ursu, hai.
stai, cu minte. Da, cu minte. Grasule, ursule. Uitați aici ce picioare are. Dacă se ridică în două picioare, aproape că este mai mare ca mine. Așa-i ursul. Grasule. Uitați-l. Stai. Că am rupt pantalonii. Dacă aș sta toată ziua, ar sta să se joace cu mine, dar n-am eu timp. Când mai vin aici în grădină, mai stau 2-3 minute, mă mai joc cu el. Așa-i ursul. Da, fii cu minte. Pleacă. Marș. Boboce de rață îi aud că zbiară așa măcăne, pentru că probabil nu le place locul. Am o veste nu așa bună. Haideți că o să vă arăt. Bibilica și tot cântă. Tot păcătuiește, pentru că ele când fac așa că ele spun păcat. Rațele în mai puțin de 4-5 zile o să cadă cloștea amândouă și uitați, au ouă foarte puține. Aici au 5. Aici au 4, pentru că unul, bineînțeles, că l-au spart azi noapte. Și m-am gândit eu la ceva, de exemplu, nu o să mai ouă, poate 3 ouă fiecare și atunci o să fie 15, dacă o să ouă 3 ouă fiecare, sau depinde cât o să fie. Și o să le pun sub o rață toate, pentru că nu o să fie multe, și cele din incubator o să le aduc iarăși sub cealaltă rață. Și am mâncat aici tot porumbul. Uitați-le. Bibiloul este în stradă, trebuie să-l aduc. Cei? Bătrânico. Și, da, prieteni, cam atât ar fi și cu acest videoclip. Nu uitați să dați un like, să vă abonați. Acesta am fost eu. Până data viitoare. La revedere!